3Net Radio. More music, more colours. La momentul acela în care pur și simplu te detașezi de, eu știu, o realitate care poate îți creează ceva disconfort. Și în cazul nostru, sau să-l transmitem pe față, când ești cu prietena, mai bine închizi ochii și te duci cu ea în orice fantezie. Gen Avatar. Dar cum adică să mergem unde n-am mai fost? Pare genul ăla de invitație, hai să ne pierdem virginitatea. Știi? Nu, e ceva nou. Te duci unde n-ai mai fost până atunci. Pare că vrei să bătătorești. Oricum, ai fost acolo. Te-a durut, nu te-a durut, asta e. Pe noi nu prea ne doare. Ne doare coatele, ne doar genunchii. Stai, mami, că m-am săturat, mă doare spatele. Ne doare. De ce te rogi? Trebuie. La Dumnezeu, Doamne, fă să fie bine. Doamne, ajută-mă. Mai mult de un minut? Da, asta promit că o să fie. Mie mi s-a părut așa ca o invitație la bătătorirea căilor iubirii la orizontală. Știi? Iubirea aia la orizontală, acolo, între așternuturi, cu petale de trandafir. E vorba de tărâmul ăla în care te simți liber. Tărâmul făgăduinței. Dar cel mai constrâns de nimic. Exact, dar cel mai frumos lucru că pe fiecare poate să-l ducă în orice film vrea. Exact. De exemplu, uite, pe tine te-a dus. M-a dus de parte. Tărâmul meditației în tărâmul nicăieri, alții în tărâmul dragostei. E clar. Ne-am atins scopul cu piesa, Cristi. Da. Care sunt lucrurile fără rost pe care le putem face pe acel tărâm? Fără rost? Da, nu, așa, așa a spus. Să nu mai facem lucruri fără rost. Care sunt lucrurile alea facem cu rost? Facem foarte multe lucruri fără rost. În general, acum majoritatea oamenilor își petrec, cred că 2, 3, 5 ore numai în telefon. Așa fac. Sunt lucruri cu rost sau fără rost? Stai, ce spuneai acolo? Dacă facem cu rost, continuă, tu te rog. Bine, am dat un mic exemplu. Și cred că sunt multe altele, dar să faci lucruri cu rost. Adică, adevărat, care îți plac, care... Dar dacă tipa nu are un numitor comun cu acțiunile tale, înseamnă că tipa nu face nimic bine. Nu e pe aceeași undă. Nu știu, nu e pe același timp. Deci, oricum nu pleci. Devine fără rost. În lumea în care nu fac lucruri fără rost. Nu pleci. Dacă nu e pe aceeași lungime de undă cu tine, poți fi tu cu ea. Alcoolul închide ochii la un moment dat? Deci, intervale de 1000 de... la un moment dat era un text care spune așa: doar tu cu mine să stăm departe de nebuni, visul nostru veni parcă din alte lumi. Vezi că contează interpretarea. Ia, interpretează tu cum ați scris. Doar cu mine departe de nebuni. Arr. Ai putea să dai la Cărin. Asta da? Fac. Da? Da, o să fac, probabil. Băunescu cum ar fi recitat? Doar tu cu mine, departe de nebun. Ai fi fost un actor bun al anilor 80. Sunt mai bătrân decât pare. Okay. Deci, cum adică să stăm departe, virgulă, de nebun sau să stăm departe de nebun? Noi doi de nebuni. Noi doi de nebuni. De nu e ca și când am stat într-o societate plină de nebuni. Nu? Să stăm de nebuni aia. Nu ăsta e sensul. Deși sunt mulți nebuni în societatea din ziua de azi, dar nu ăsta e sensul. Să plecăm noi de nebuni, de fapt. Noi suntem nebuni. Ca niște nebunatici, ca niște porumbei. Exact. Împotriva legii sau alături de ea? Dar există legi? Legii naturii? Sau legea în dragoste, lui Murphy? În dragoste nu există legi. Noi de asta am făcut și clipul ăsta fără o poveste anume, ca fiecare să-și imagineze ce vrea. Așa că e, din punctul ăsta de vedere, textul piesei noastre poate să prindă conotații după cum te taie capul. Se poate și de parte de nebunii. Nu! Așa ceva nu acceptăm. Dar, nu înțeleg de ce toate fetele au prins curaj în perioada asta. Să știi că nouă ne place să stăm aproape de nebunii. Niciun caz departe. Exact, de asta, de asta o invităm. Ne plac jocurile. Când plecăm, ne luăm nebunile la noi. Deci, da. De asta, ne luăm cămașa de forță, ne luăm jucăriile. De asta e invitația aia din start. Închideți ochii, fată, să mergem unde n-am mai fost. Ce știi tu? Ai încredere în mine că te duc eu unde trebuie. Da? Corect. Deci tipa trebuie să aibă încredere. Asta, în primul rând... Dar nu e o piesă neapărat pentru tipă, poate să-i spună și... Ea poate să-i spună iubitului, închide-ți ochi să mergem unde... De nebun. Nu, că iubitul meu vorbește în somn. Vorbește în somn?
chiar weird, dar vorbește ce trebuie? Oarecum. Păi da, și ce înseamnă, n-are voie să vorbească dacă rei pe tărâmul în care n-ați mai fost? Ba da, păi de asta. Nu te roagă el să mergeți unde n-ați mai fost, mereu? Ba da. Păi da, am zis, de parte de... Să încercăm noi lucruri. Deci toți mergem într-un fel sau altul pe acel tărâm. Mai devreme sau mai târziu? Treci sau mai puțin treci? Depinde care tărâm. Tărâmul trejilor, tărâmul... Auzi, ce că când sunt cu tine am curaj să iubesc, când nu ești aproape nebunesc. Cum? Cum adică? Pentru că ești ea, este ca un drog pentru jurul. Chiar prin curaj să iubesc, să înțeleg sentimentul cu adevărat, uniunea aceea. O sticlă de vodcă. Deci ai spune, ai spus vreodată femeii, auzi, tu ești ca o vodcă pentru mine. Și ea s-a supărat pe tine și tu spui, stai mă că vodcă e viața mea, ce ai? Tu nu mergi în cluburi, nu? Ție nu-ți place să bei alcool? Tu ești la mine? General, nu pot să spun ca o vodcă, mai bine ca un vin bun. Ești ca un vin ușor. Ești ca un vin bun. Din când în când sau din gând în când? Din gând în gând. Depinde de seară, dacă vrei să bei, sau ești cu o mâncare bună dacă vrei să mănânci. Da, dar de ce nebunești când nu e aproape? Pentru că n-ai drogul? Pentru că ți-e dor de aia, e simplu, ți-e foarte dor. N-ai simțit niciodată sentimentul ăla când nu ești cu când nu ea și tu nebunești acolo, te... E nebunie, nu mai poți, te vreau și o vrei și când te trezești dimineața, o vrei și seara. Și oricând, când ești nebunit, e ca drogul, nu? Bă, tu chiar ești nebunel, băi, Cristian, zi. Dacă mă nu recunoști tu, sau nu ești îndrăgostit, sau nu ai fost îndrăgostit. Franț, cel de Franț, fier. Franț, e neamț. Dar de ce n-ai avea curaj să iubești fără ea? Păi ia-ți dă curaj, măi. Pentru că îți dă încredere. N-ai încredere în mod normal. Ce nu înțelegi? Dar voi nu credeți că o femeie care se obișnuiește cu un bărbat care n-are curaj fără ea, nu credeți că începe să-l ia la mișto, așa, tu nu ești suficient de bărbat fără mine, adică tu depinzi de mine, o să te manipulezi, o să fiu meschiră și o să-ți iau toți cenții din buzunare. Dacă nu e... Mă poți să spui, dar nu neapărat să și demonstreze asta. Știi că femeile, la un moment dat, au șansa de a deveni vipere și o folosesc. Apelează. Tu poți să le spui chestia asta, știi? Am curaj doar cu tine să iubesc, dar nu trebuie neapărat să o faci. Am înțeles. Toate să le spui. Este un vicleșug? Un vicleșug cucerită. Aha. Pentru că dragostea asta nu poți să spui că are margini. Atât dacă am iubit un an, doi, trei și atâta. Fiecare zi e diferită. E altfel decât azi. Și fiecare relație. Mâine, la fel și tot așa. La fel și fiecare relație, la fel ca și iubirea. Poate să ducă în ceva mai bun sau ceva mai rău. Da. Dar am putea nebuni pentru că ne este cumva teamă de singurătate? De singurătate? Da. De ce să ai teamă de singurătate? Cu ce știe? Sunt oameni care sar din relație în relație. Așa fac. Auzi, eu mă plictisesc. E adevărat, este alegerea lor. Dar eu cred că cel mai bine în viața asta sau în alta este să ai parte de toate. Să fii și singur, să vezi cum e să fii singur. Să sari și dintr-o floare în floare și să și iubești cu tot sufletul tău, nebunești, chiar nici în față. Așadar, ai pus punctul pe ei. Există o etapă de polinizare, dragi bărbați, peste care, dacă săriți, s-ar putea să vă reîntoarceți la criza vârstei de 40 de ani, când ne întoarcem privirea peste umăr și ne gândim un pic dacă n-am vrea să copilărim din nou, nu? De fapt, suntem niște copii, nu știu, doar corpul îmbătrânește. Dar există o legătură între iubire și nebunire? E fină granița. E foarte fină. Da. Doar ia-mă de mână, știi, totul e mai simplu în doi. Cum adică e mai simplu în doi? Bine, în ziua de azi... Împarți chiria la doi. Faci cumpărăturile. Dar nu e bine? E bine. Mai pleci și tu cu prietenii, mai ai bani să ieși și tu prin oraș, să te distrezi, să te duci la umbrele astea lui Grey. Așa? Deci ce uiți la mine? Păi nu, la umbrele lui Grey e mai scump, că plătește un doi. Aha, de fiecare dată. Da, asta e un sacrificiu. Plus floricele, chestii. Da, eu cred că e mai simplu în doi, pentru că în doi se întâmplă tot felul de lucruri sucite. Nu?
Da, și bucuriile și și tot. Da. În doi e mai fun. Am impresia că necesită ceva curaj traiul în doi și spun asta pentru că la un moment dat vă scoateți pe real unul altuia. Întrebarea asta puteai să o pui și părinților tăi, nu știu, mamă, dar de ce sunteți mereu amândoi? Părinții mei sunt zen, cred că s-au certat prea mult și s-au liniștit unul pe altul. E, vezi, dar întotdeauna în... Doi. Dar cu Facebook dragostea asta se face minim? În doi. Și Facebook-ul în 20 de mii de oameni cu care exact socializezi. Avem tendința de a deveni superficial cu atâta comunicare. Deci e bine să ne limităm la doi și haideți să ascultăm piesa Te iubesc, piesa cu pricina despre care am vorbit până acum. Dreamnet Radio. More music, more colors. More music. Da, am revenit în emisiunea Curios din naștere. Alături de mine încă n-au fugit, sunt tot Cristian Di și Narcotic Sound, care am bătrânit, iubirea l-a schimbat. Intenționat te las așa, te știu că ai vrea să... Am trecut la știri, sunteți pregătit de niște știri? Da, știri pregătit, externe pregătit sau interne? Știri interne și puțin externe. Am și eu niște știri. Hai, suntem curioși. Despre Mario, spune tu primul niște știri. Domnul Adrian Stoica, președintele Federației Române de Gimnastică, asta e că a anunțat că Marian Drăgulescu și Cătălina Ponor au fost înscriși în sistemul de control antidoping. Așa au făcut. Ce părere aveți despre acest lucru? Oare este bine, oare este rău? Ce să spun? Așa este și eu am crezut la fel. Nu au fost dragi. Dar mai Cătălina Ponor și Marian Drăgulescu mai activează? Tot ce se poate, putem să-l întrebăm pe preasfântul Google. Până atunci o să vă spun eu una. Elena Udrea obișnuiește în ultimul timp să-și apropie arătătorul de nara dreaptă și să privească în lateral sau în spate, precum o căprioară speriată privește după prădătorii ce nutresc lanuri ei prin pădure. Adică stă așa. Ai tare, a lăsat loc de interpretare pentru tot românul. Fii atent, semn ocult pentru alții, mă întreb oare ce poate fi la baza gestului ei de fapt. Voi ce părerea noastră? Părerea voastră. E un mesaj. E clar un mesaj. Acum e între ei. Atâta tot. Părerea mea e că avea o mâncărime aici, în zona mării drepte și pur și simplu săraca femeie s-a scârpinat și noi interpretăm acum. Eu m-am gândit că... Bine, se spune că înainte între sicilieni era, vezi că se lasă cu nu știu ce, adică o avertizare, cu nasoale în caz avertizare. E o avertizare, te voi amatare prin cicanarii. Eu cred că gândul de a-și petrece timp la răcoare a făcut-o să răcească peste noapte și a început să aibă un tic de ăsta. Stai că îmi curge puțin nasul, am puțin... N-aveți o batistă? Rinită alergică. Prea mult fond de ten și încerca să-l întindă. Foarte multe explicații. Să știți că... Tot Elena o chema și pe prima tipă de care m-am îndrăgostit, dar ea n-avea astfel de gesturi. Deloc. Era o doamnă. De ce? Îndrăgostit de o doamnă? Lasă-mă afor de obicei, văzut, și dacă vezi o frumoasă domnișoară câteodată, chiar dacă nu-și dă seama că e privită, păi scapă. Nu cred. Am văzut asta la bărbați. La toată lumea, crede-mă. Ai văzut și la femei așa ceva? Evident. Și te-a uitat în ochii ei când s-a uitat așa la tine? Nu, am dat un person. Oh. Te-am prins! 1-0. Ar trebui să o filmezi și după aia să o... Nu. Șantajezi. Tipo, vezi că am... Te-am pe video când sare mucul. Sare mucul! Da. Da, deci este un semn ocult. Maică, clar. Bine, pentru cine? Pentru... Cum se numesc aia? Ocultiștii Mason. Deci ordin. Nu ne băgăm în lucruri pe care nu le stăm. Numai șmecherii bagă mâna în nas sau pe lângă. Poate știi, nu intra. Cine știe? Stai seama. Poate și-a prins degetul în ușă, i s-a umflat foarte mult. Nu putea să mai scape. Chiar o mânca nara dreaptă și îți dai seama un așa gest
câtă vâlvă a putut să creeze. Eu am impresia că voia să arate, bă, eu sunteți bulangii, bă, vreți să mă băgați la vepărică. Și-a bătut în nas. Deci, bă, aveți nasul subțire. Auzi, că compania Samsung și-a avertizat clienții că televizoarele sale inteligente pot înregistra absolut tot ce se vorbește în preajma lor. Dar nu doar televizoarele, e o chestie știută deja de un an, doi. Deci eu știam de când m-am născut. Telefoanele nu ne pot înregistra sau ce? Deci eu știam că femeile pot înregistra chiar totul și rețin al naibii de bine tot ce spunem și după aia ne scot ochii. Evident. Ok, asta știm cu toții. Corect. De-aia încercăm să ne petrecem foarte mult timp alături de ele. Bă, că la un moment dat... Tu ai ceva cu femeile. Am ceva astăzi cu femeile. Pentru că tema este te iubesc. Te-au supărat sau ce? Tema este te iubesc. Am înțeles, dacă le trebuie să te iubești... Este un test. Da. Tu n-ai învățat că ele ne se pun pe noi la teste? Tu de ce crezi că se numesc smartphone-uri sau smart TV-uri? Pentru că sunt atât de deștepte încât te înregistrează tot. Asta fac. Deci... De ai grijă la ce programe te uiți și ce fac. Asta facem. Un fotomodel și-a înjunghiat sora geamănă din cauza unui bărbat. Women hate women. Sister hate sister. Să ajungi așa în la modul ăsta? Îți dai seama că... Fotomodelele mai ales pentru un bărbat. Nu știu. Bine că nu au pierdut un job. Nu era mai ușor să... Să vezi acolo bătaie. Nu era mai ușor să pună melodia voastră? Ia mă, uite, ia, te iubesc. Da, te iubesc, mă iubești și tu? Uite, gata, hai mă. De alegere. Ce atât? Alegi să iubești sau alegi să nu iubești? Eu cred că a stat prea mult fără el. A nebunit că exact cum spuneați voi. De obicei știm foarte bine că femeile fac competiții între ele, dar între surori și gemene. Eu cred că a nebunit pentru că nu stătea aproape de el, cum a spus voi, că când nu ești aproape nebunesc. Când nebunesc, dar tot te iubesc, adică eu tot îmi doresc să fiu cu tine. Corect. Și a nebunit și a îndrunghiat-o pe soră asta. Băi, ce pot face ideea? Ideea să țineți persoanele iubite aproape, să nu nebunească, să nu omoare pe cineva. Evident. Da, haide să mai ascultăm o piesă de-a voastră. Ia uite, când ne-am încălzit. Surpriză, când s-au încălzit băieții. Labirint de sentimente. Labirint de sentimente. 3 Net Radio. Coloring your life. Am găsit în acest labirint de sentimente. Hello. Și am câteva întrebări pentru voi. Încă? Pentru clipul Mamacita, ați luat lecții de la vreo profesoară de limba portugheză? Zau, seu, foro, seu. Nu știu, fiu, ce-o zis, seu, că eu zic, pentru... Chris deja avea accentul la el. Avea accentul? Am accentul la mine. Am contactat o prietenă profesoară de portugheză și ne-a corectat versul. Aha. Le-a corectat dume. Și vi se mai întâmplă uneori să pociți limba română la mișto așa, ca și când ați fi din Portugalia, să păriți mai interesant? Mi amor, faci favor? Totdeauna, sincer. La un moment dat, țin minte că eram în Constanța în taxi și spura ceasul taximetrist așa în continuu și ca să ne putem înțelege, spune: hai vă judul, ce vă puteți să ne zicești? Stau pe ceasul două razna, cu plătim în coș. El evident mă înțelegea, dar ca să mă duc, nu, străin, s-a fost de maimuță. Fii atent că avea maimuță de-aia la schimbător. Așa și... am putea să facem, Fransu, spune-mi bărtul piedu, stau și eu faci bă, aici un șoc. Eu sunt pregătit să alerg, dacă aveți vreo armă albă, ce fac. Mie bunul. Eu prieten la voi. Cum v-ați caracteriza prin doar trei cuvinte? Luați-o pe rând. Trei cuvinte. Simplu, eu, mă refer la mine. Simplu, genial și îndrăzneț. Și cum l-ai caracteriza pe Marius? Deștept, genial și... Vezi, genial suntem amândoi. Îndrăzneț. Mamă, acum m-am repetat. Tău, Marius? Nu ne stăm în caracter să vă lăudați. Să ne lăudăm sau... Există niște voci care imită pe cei doi, să știți, nu ei vorbesc despre ei. Da, chiar nu. Un sintetizator, tot eu vorbesc. N-am niciun invitat aici, sunt două fantome, sunt holograme. Sunt niște topuri speciale care te laudă. Ia, spune-mi tu cum l-ai lăudat pe Cristi. Cristianos. Artist.
sincer, am spus că el, că te sincer. Iubăreți? Asta nu știu, că nu l-am văzut prea des iubind. Și dacă iubește, sunt sigur că o face din suflet. Și mai una. Mai trebuie încă una. Încă una. Talentat. Talentat. Și pe tine? Pe mine? Da. Consecvent. Asta e. Luptător. Da. Analitic. Talentat, trebuie. Talentat. Talentat. Ce iubiți la o femeie? Ce iubim la o femeie? Da. Modestia. Da. Sinceritatea. Da. Și frumusețea, bineînțeles. Și naturalețea. Și aiurea să ne iubești frumusețea. Nu e mai frumos la o femeie când e exact cum e ea, naturală, fă adevărată ei față, să fie sinceră, să fie deschisă și să-și găsească siguranța aceea. Știți când am început eu să iubesc așa mult? Te așteptai, stai, taci. În emisiunea gata, ta, taci. Mă scuz. Te așteptai să spunem siliconul, botoxul și părul fals. Aia sunt peste tot. Noi avem băieți inteligenți aici, nu avem superficialitate. Siliconul, botoxul, părul fals și tocul mare. Da, în încheiere vreau să vă spun că am început să iubesc toate aceste calități ca o femeie odată cu videoclipul vostru. Ne-ai chinuit o emisiune întreagă. Hai, gata. Odată cu videoclipul vostru Mamasita. Tot da. În încheiere vreau să vă mulțumesc că ați fost prezenți alături de noi. Și noi vă mulțumim. Că am desficat filmul în 4, firul iubirii. Firul dragostei. Nici noi nu ne gândeam că poate despica cineva. Dacă toată lumea ar fi ca tine, ar fi și ale. Și sincer, dacă am face încă o dată emisiunea asta, tot unde ar reuși la fel. Asta este. Până data viitoare, la o nouă ediție a emisiunii Curios din Naștere, vă lăsăm tot cu Narcotic Sound și... Christian D. Cu piesa Mamasita. Mamasita. Chemă-n vara. Chemă-n vara. Mamasita. 3net Radio. Radio. Radio brings color to your life. Three Net Radio. More music, more colors.